Morning Glory, Morning Glory. Ce virgină e lâna oi. Și bonjurică, bonjurică. Uite că pur și simplu efectiv am ajuns în situația în care spunem bună dimineața lui domnului Alexandru Filip. Da, veniți mai aproape de microfon, vă rog eu frumos. Mai aproape. Stă pe scaunul Silviei, care e foarte jos. Păi da. Și domnul de Alexandru Filip tragem puțin. Hai să facem pe microfonul. Trebuie să ridicăm scaunul? Da. Așa. Hai. Că vă ridicați. Așa. E cu totul Silvia, altceva. Silvia, poți să ridici și tu, cred. Sigur. Da. Ridică-te și tu și trage da, da. Microfonul puțin mai aproape. Mă ridic și mai? Eu. Da. Mai. Mai în sus. Așa. Gata, perfect. Deci, cum îi spunem? Bună dimineața. Dimineața. Alexandru Filip, managing partner McKinsey România, o companie foarte importantă. Nu numai la noi în România, la noi în România nu știu cât de importantă e, dar alții tremură când aud de McKinsey. Și câți candidați respingeți voi la interviuri? Că aveți o faimă ciudată. Da, cred că avem o faimă care trebuie să fie mai mult despre asta. Da, știu, dar e greu să ajungi acolo, adică să-ți iei servicii la... Nu, nouă ne-e greu să găsim oamenii potriviți. A, mie îmi spui? Câte și tu, te-au căutat ăștia și numai pe mine m-au găsit aici. Vrei să știi ce e în rest. Așa, bun. Avem un studiu publicat de altfel de McKinsey despre felul în care economisesc românii, care e pasiv-agresiv și destul de chinuit. Există și un comunicat de presă care a plecat astăzi și tot astăzi s-a lansat un documentar făcut de colegii, prietenii noștri de la Recorder, pe o platformă unde, iarăși, primele 10 minute vă pot confrunta cu adevărul despre țara noastră. Inflație, nu? Așa, era 300% inflația și era vai de capul nostru. Și o cafea costa în Germania 5 mărci, 90. Nu știu, n-am fost în Germania. Ceea 90. Ce însemna, nu știu, era cam de 30 de ori mai scumpă decât în România. Era ceva îngrozitor. Cam de acolo am plecat și 40% dintre români nu înțeleg efectele inflației asupra economiilor pe care le au, iar jumătatea ar prefera să meargă la dentist pentru un control de rutină decât să se întâlnească chiar și gratuit cu un consilier financiar. Mă rog, oricum, relația românilor cu economiile pare un dezastru natural, deci nimic organizat, din ce înțeleg, și de aici încolo las pe domnul Alexandru Filip să vă explice una alta și de ce ar trebui să vă uitați la documentarul ăsta și de ce ar trebui să citiți studiul și de ce ar trebui să vă consultați prietenii ori familia, unde dacă se discută despre sex, sigur nu se discută despre bani. Bănuți. Exact. Nu? Bănuți. În varianta soft, bănuți. Așadar, de ce au românii o relație foarte proastă cu banii? Sau cum se construiește ea? Cum e definită? Bun, da. Înainte ar trebui să explicăm puțin de ce este proastă sau de ce spunem că este proastă. Da. Da? Și realitatea este următoarea. 80% dintre români estimează că pensia nu le va fi suficientă pentru a-și menține stilul de trai după ce vor ieși din câmpul muncii. Da? Așa. 90% nu pot estima valoarea pensiei pe care ar avea. Deși e ușor de calculat. N-aș susține lucrul ăsta, dar nu? Demersul în sine nu pare să existe. Dar măcar de bănuit, putem bănui ceva. Dacă ne-am uitat la datele actuale, da. Și asta poate e o cifră care ar trebui să... Dacă e o cifră pe care cineva ar trebui să o rețină după discuția asta, este probabil aceasta. La momentul actual, pensia medie în România este 30% din salariul mediu în România. Bun. Da? Ce se întâmplă cu pensia reală, nu aia medie? Pensia reală? Cam cât e ea? Nu. La cât ajunge? Adică, de ce românii nu-și pot păstra stilul de viață după ce ies la pensie? Pentru că 30% doar 30% dintre români fac ceva în plus față de contribuția la sistemul de pensii publice. Adică ar trebui să economisească. Exact. Probabil că ăsta ar fi momentul, epifania pe care ar trebui să o avem în urma acestei discuții. Așa. Păi și de unde începem? Hai să vedem care sunt concluziile acestui studiu explicate pe larg celor care stau cu carnetul CEC, unde au o dacie pusă deoparte acum și ne ascultă, pentru că știm, ascultătorii noștri sunt bătrâni șomeri și nici nu se simt bine. Cred că
ascultătorii ar trebui să gândească în felul următor. Avem combinația dintre studiul nostru și videodocumentarul făcut de cei de la Panorama, da, ca fiind esența expresiei aspru, dar înțelegător. Ah, înțeleg. Da? Adică studiul nostru este destul de aspru. Dacă te gândești că 80% dintre români nu se așteaptă ca pensia să le ajungă, dar doar 30% dintre ei fac ceva cu această informație, asta e partea în care trebuie să fim puțin aspri. Da, înțeleg. Da? Videodocumentarul arată de ce ar trebui să fim probabil înțelegători. Pentru că sunt anumite traume și credințe care vin din spate, cel puțin 40 de ani, dacă ne raportăm din ultima decadă a comunismului, dar poate în realitate chiar vorbim de începutul comunismului, de la perioada de stabilizare, în care s-au pierdut foarte multe averi. Practic, a fost primul moment în care statul a trădat cetățenii. Da, cu toate astea, România a crescut economic, da, și are o creștere constantă și previzibilă, spun experții, din ce am mai văzut, da, în deci, ultima vreme. Ăsta e un punct unde, din nou, reiau tonul aspru, da, spunem, în care cred că pentru noi, și mă uit în jur aici în studio, putem să zicem că suntem mai mult sau mai puțin, cu excepția ta, probabil în aceeași generație. O generație în care probabil că deja am muncit cam jumătate din cât am avea de muncit în viața asta. Că sunteți deja terminați, exact, în sensul ăsta. E, și cred că deja momentul alintării a cam trecut. Și ar trebui să începem să ne preocupăm de viitorul nostru individual și să înțelegem că avem o responsabilitate față de noi și față de copiii noștri, dacă îi avem, în punctul în care n-ar trebui să punem presiune adițională pe ei în viitor. România, venitul mediu disponibil în România a crescut în ultimii 20 de ani cu câte 10% în fiecare an. A fost cea mai mare creștere europeană. Cu toate acestea, în 2020, când am făcut noi un studiu, 60% dintre români nu aveau economii disponibile care să le permită să trăiască mai mult de 4 luni fără venituri adiționale. Deci după 20 de ani de creștere continuă, doar 40% dintre oameni aveau bani de mai mult de 4 luni. Asta nu e o veste bună, deloc. Și avem o comparație la îndemână? Avem o comparație. Bulgarii? Nu. Eu m-aș gândi și am aici, e vena mea naționalistă, eu aș încerca să mă compar cu cei mai buni. Așa. În general. Care sunt aia? Să zicem, cei mai buni, bă, bine, putem, așa, la nivel care pare pentru noi astronomic, sunt țările din Europa de Vest, dar dacă ne raportăm cu ungurii, da? Nivelul, alți bulgari. Da. Alți bulgari, dar puțin mai avansați. Ei au, deci, indicator pe care îl folosim ca să înțelegem gradul de avuție al unui popor este nivelul activelor financiare deținute de populație în produsul intern brut. În România vorbim de aproape 36%, în Ungaria vorbim de 72%, deci practic dublu. Un român deține în medie $5,000, un ungur deține în medie $12,000 în active financiare. Deci cam asta e diferența. În contextul în care decalajul din punct de vedere venit este probabil la 15%. Deci nu are nici de cum să explice această diferență. Bineînțeles că e un efect care se acumulează în timp. Da? Dar e important să începem să conștientizăm că trebuie să economisim și că în momentul în care înțelegi nivelul la care este societatea, da? Deci dacă pensia medie este 30% din salariul mediu, nu ai cum să te gândești că poți să ai un trai bun nefăcând nimic tu însuți. Și cu ce ar trebui să înceapă românii care preferă numerarul, de altfel? Sau criptomoneda, da. Da. Păi ar trebui în primul rând să înceapă prin a se educa, prin a înțelege cumva care sunt instrumentele disponibile, care sunt. Orice instrument financiar are un profil de risc și randament care sunt cumva opuse. Cu cât ai cauți un randament mai bun, cu atât riscul este mai mare. În funcție de orizontul de timp pe care investești, te gândești că vei avea nevoie de banii respectivi, ar trebui să ai un portofoliu diferit. Să ai o logică ar fi că ai venituri disponibile în conturi sau depozite care să acopere 3 sau 6 luni, alte venituri în, știu și eu, titluri de stat pe care le poți lichida fără să pierzi foarte mulți bani dacă ai avea nevoie într-un an. 2 și pe aia acțiuni pe care le-ai putea deține pentru 10-15 ani. Înțeleg de aici că, de fapt, nu te ajută nimeni în viață.
La momentul ăsta, românii trăiesc cu senzația că nu te ajută, că singurii oameni care te ajută sunt prietenii și familia. Aoleu, pe bune? Da. Așa încredere oarbă au în oameni? Până la proba contrarie, probabil. Deci, până la urmă, judecăm foarte afectiv, sentimental, o relație care ar trebui să aibă niște linii precise, care este asta cu banii. Da, da, cred că mai degrabă decât afectiv aș spune judecăm temător. Suntem sceptici. Practic toate episoadele și videodocumentarul arată lucrul ăsta. Episoadele care au fost până acum în ultimii 30 de ani au sădit neîncredere atât în instituții, în sectorul financiar, cât și în instituțiile statului. Și atunci oamenii, gândiți-vă că 80% dintre români nu au încredere în sistemul public de pensii, dar 75% nu au încredere nici măcar în sistemul privat de pensii. Da, și foarte mulți români au încredere în pompieri, mai degrabă decât în orice... Pompieri, armată, biserică. Da. Adică cei care te salvează când îți ia foc salteaua. Da, bine, ăsta e un... Intrăm într-o discuție mai largă, că de cele mai multe ori căutăm salvarea, nu schimbarea. Pe de altă parte, 90% dintre cei care au participat la studiul ăsta făcut de voi se așteaptă ca pensia să le fie insuficientă pentru a-și menține stilul de viață. Asta e mioritică, ușor. Da. Și nu se mișcă de acolo? Cântă la caval? Sau ce fac în momentul în care își dau seama că s-ar putea să nu se descurce cu o pensie de 4.000 de lei? Păi, nu, aici... 400 de lei, scuze. 4 milioane vechi. Cred că aici sunt două resorturi. Unu, așteptarea ca familia să ajute, atât în viața de zi cu zi, cât și în momentele dificile, dacă vorbim de boală. Da. Cât și lucru care poate fi mai complicat pentru noi ca societate, în momentul în care există o așteptare ca statul să facă ceva. Și în momente de vulnerabilitate maximă, de criză economică, ceea ce trăim acum, explozia prețurilor, momentul crizei COVID, în momentul acela, oamenii fiind vulnerabili, neavând o protecție proprie, se uită către stat să le ofere acea protecție pe care nu au. Plus partidele extremiste, care... Bineînțeles, această protecție. Vulnerabilitate individuală... noi avem o vulnerabilitate individuală. Fiecare dintre noi, în momente dificile, trebuie să gestionăm acea problemă cu limitele pe care le avem și dacă nu am pus bani deoparte, avem o problemă. În momentul ăla apelăm la prieteni, rude și așa mai departe. Dar la nivel de societate, într-adevăr, această vulnerabilitate colectivă poate da avânt unor mișcări populiste care oferă niște soluții simple la niște probleme care sunt complexe. În pandemie, România au economisit? România au economisit. Dar acum 60% dintre respondenți, dintre cei care au economisit în pandemie, susțin că nu își pot menține rata de economisire pe care au avut-o în ultimii 2 ani. Înțeleg că românii au o preferință pentru opțiuni extreme și se duc fie în modalități de economisire speculativă, fie în zone cu risc scăzut, deci cu beneficii, da, randamente mai mici. Da. De ce? Le e frică din nou? Sau nu găsesc calea de mijloc? Păi, cred că unii dintre... Cred că nu e o singură explicație. Probabil că pentru cei care nu își asumă riscul este teama și probabil și experiențe directe sau indirecte anterioare care au avut rezultat negativ, deci oameni din ciclu tăi frip cu ciorbă, sufli și în iaurt, iar pentru cei care iau opțiunea extremă este probabil o ignoranță sau o lipsă de educație în privința riscurilor pe care și le iau. Una din concluziile acestui studiu pe care îl puteți vedea detaliat într-un documentar realizat și, mă rog, pe care îl puteți vedea pe Panorama, e platforma dezvoltată de Recorder, este că în România și-ar putea majora produsul intern brut cu 10% până în 2050 și să genereze 575 de miliarde de euro adițional în această perioadă. Doar pentru că românii și-ar putea schimba sau preface sau îmbunătăți modalitățile de economisire. Da. Deci calculul, practic, scenariul pe care l-am făcut noi modelează ce s-ar întâmpla dacă România ar avea un grad de economisire precum al vecinilor noștri. Nu vorbim de Elveția,
Suedia și mai departe. Vorbim de Cehia, Ungaria, Polonia. Și dacă noi am economisi ca societate mai mult, iar banii aceia ar fi investiți în mod profitabil în economie, fie în infrastructură, fie în companii, s-ar crea un surplus față de ceea ce am realizat în mod normal, cumulat până în 2050 de 575 de miliarde. Ca să vă dați un ordin de mărime, produsul intern brut al României în 2021 a fost de 220. Deci ca și cum am stat 2 ani și ceva la plajă cu toții. Da? Asta ar fi impactul dacă am reușit. 10% în plus, deci practic produsul intern brut în 2050 ar fi cu 10% mai mare decât ar fi în mod normal. Ceea ce cumva ne-ar permite probabil să acoperim declinul demografic pe care îl vom avea în perioada următoare. Păi și cu ce ar trebui să înceapă poporul român care ne ascultă acum? Care ar fi sfatul tău, de exemplu? Păi, pentru persoanele adulte, cred că primul lucru ar trebui să fie un moment de introspecție și de analiză. Fiecare să se uite în familie, să înțeleagă puțin situația financiară și să-și proiecteze cumva viața până la pensie și după. Și ăsta e un exercițiu pe care îl poți face relativ simplu într-un Excel, gândindu-te puțin cam câți bani poți să strângi până la pensie și de câți bani ai nevoie ulterior. Și să te uiți la câți bani cheltui pe lună, nu? Da, asta ar fi primul calcul? De acolo pornești să-ți dai seama în ce măsură poți să optimizezi acea cheltuială și după aia să te gândești cum poți să investești pe orizontul de timp pe care l-ai, astfel încât să obții totuși un randament mai bun. Asta e la nivelul oamenilor de vârsta noastră. Pentru oamenii mai tineri, probabil că există, ar trebui să intervină în primul rând educația. Și o au? Nu au, dar nici nu le dă nimeni. Ah, ok. Și cine să le dea? Aici sunt multiple variante. În primul rând, putem discuta de sistemul de educație, care ar trebui să acopere probabil și segmentul și acest subiect, da? Așa cum discutăm despre educație sau despre anatomie ca elemente importante, da, pentru sănătatea noastră, sănătatea financiară ar trebui să fie la fel de importantă. Da. Zi, Silvia. Pentru că e în strânsă legătură cu sănătatea mentală. Poate și asta, da. Da, cu siguranță. Oricum, chestia, ca să vă dați seama de dificultatea situației, este că în sondajul nostru a reușit că 60% dintre români ar fi mai fericiți dacă ar avea mai mulți bani. Ceea ce ți-ar spune, putem să interpretăm că ei de fapt sunt nefericiți în acest moment. Sau că avem 40% dintre români fericiți. Da. Iarăși e o concluzie. Dar da, dacă mergi pe stradă gândindu-te că 60% dintre oameni trăiesc cu presiunea situației lor financiare, înțelegi contextul în care pot primi orice mesaj din partea unui partid sau diferitelor, sau inclusiv din partea unor noi scheme piramidale care le-ar oferi o soluție facilă. Da, în general oamenii suferă de acest tip de vulnerabilitate și disperarea găsește mai repede soluții decât cumpănirea și judecata. Mihai! Da, vă rog. Voi ați economisit bani? Da. Zi ce a făcut tata tău cu... Da, tata meu. Cu carnetul cec. Ai mei aveau pus la ce cum punea fiecare român bani pentru o mașină. Că așa se făcea, te puneai la cec și erai pe listă și nu știu. A venit Revoluția în 89, la câțiva ani după, cu banii aceia, tata a cumpărat un pick-up. Wow! Nu știu, la vreo 4 ani, ceva de genul ăsta. Pick-up pe care nu l-a folosit multă vreme pentru că avea nevoie și de preamplificator. Și să știe, în România preamplificatorul te usucă. Pick-up-ul... Da. Mai e cu mai e, da. Acolo sunt probleme. Sper că v-a fost de folos acest preambul de conversație. Restul amănuntelor le găsiți pe McKinsey odată. Da, și pe Panorama. Eu încurajez toată lumea să vadă documentarul, pentru că episodul descris de Mihai este unul, dar sunt multe alte. Uite, altcineva ne scrie, tata și-a luat pantofi de banii de mașină. Oh. Wow. Da, poate fi și mai rău. Da, adică, dacă vrem să înțelegem puțin cum am ajuns aici, videodocumentarul ajută foarte mult în acest sens. Și mai e și nevoia de perspectivă câteodată. O pierdem atunci când ne scufundăm în istorie. Dar să reușești să te înalți brusc deasupra peisajului și să-l vezi până departe, e un privilegiu pe care e bine să ți-l oferi din când în când, pentru că
putea vedea limpede și în direcția opusă. Cred că ăsta este avantajul documentarului, îl găsiți pe Panorama. Îi felicităm și pe prietenii noștri de la Recorder pentru că au reușit în sfârșit să facă documentarul. Tot am stat după ei așa să fie gata și vă felicităm și pe voi că vă duceți mai departe ideile, ca să zic așa. Studiul ăsta vine în continuarea unui alt studiu și tot așa, și mi se pare interesant să reușești să te scufunzi în subconștientul social, ca să zic așa, și să identifici acolo niște mecanisme care nu sunt științifico-fantastice, n-au altă origine decât relele practici care se moștenesc din gură în gură, din tată în fiu și așa mai departe. Adică mi-e teamă că nu e nimic inexplicabil și nu e vreun blestem de la Dumnezeu. Nu, de foarte multe ori. Absolut deloc. De foarte multe ori. Și eu trăiesc cu convingerea că în orice zi ne putem schimba. Și atât ca indivizi cât și ca țară. Nu cred că românii sunt așa și nu se pot schimba. Ah, bun. Atunci ăsta e un mesaj de încredere, gen. Absolut. Da. Absolut. Pentru asta suntem și noi aici. Vă mulțumim. Adresa completă panorama.ro. E pe internet. E site de internet ca oricare altul, da. Zi-mă, panorama.ro, numărul 5. E la parter. Da, la parter. Da. Da. O să vedeți, are firma la intrare. Scrie ghișeu online acolo. Pentru dosar la etajul 2. Da. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim, Alexandru Filip. Ne bucurăm că te-ai întors la Morning Glory să te răzbuni. Și bravo pentru inițiativă și pentru concluziile de alminteri. Da, destul de fericite așa, adică, să ai încredere în poporul român nu e de colea, mai ales că el, săracul, nu are încredere în el. Da, în fine. Suntem bancuri cu economiști, știm? Există? Ăștia spun bancuri? E un banc foarte sec, care l-am învățat la facultate, dar îl discăm după. Bancul este că la o conferință de economiști, un economist se urcă pe scenă și zice: sunt trei tipuri de economiști. Cei care știu să numere și cei care nu. Da, foarte frumos. Foarte bun. Mulțumim. Acestea fiind zise, vă lăsăm să vă uitați pe panorama.ro și ne întoarcem imediat după publicitate, pentru că, da, sunt două tipuri de oameni de radio. Așa, v-am lăsat puțin, numărați să vedeți cam câtă publicitate avem acum. Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.